Bine ați venit la o nouă ediție Focus. Astăzi explorăm un subiect care ne face să visăm. Călătoriile. Împreună cu invitata noastră Eugenia Caracaș, psiholog și coach, vom descoperi cum călătoriile pot aduce beneficii neașteptate în viața noastră. Nu doar din punct de vedere al relaxării, dar și al dezvoltării personale și al sănătății mentale. Vom discuta despre cât de frumoasă este Moldova ca destinație de vacanță și despre cum călătoriile în grup, în special cele terapeutice pentru Doamne, ne pot transforma profund. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru o discuție captivantă. Spunem bine ați venit, domnie voastră! Bine, v-am găsit din nou! Mulțumim că ați găsit timp să fiți împreună cu noi! Știți, vorbim despre călătorie, că altă dată oamenii vin, merg la psiholog, eu știu, în cabinete, caută cumva să se programeze, dar mai greu și altă dată ni se pare că călătoriile sau vacanțele, știți, le trecem, gândim că ar trebui să fie la ordinea de zi și cumva nu înțelegem beneficiul acestora. Îl înțelegem numai atunci când revenim din nou la în activitățile noastre. Deci, ce înseamnă pentru domnia voastră călătoriile? Care sunt, știu, primele beneficii pe care le-ați le observat la nivel, știu, personal, chiar și profesional, prin prisma activității de psiholog și coach? Păi, la început, cred că ca la toată lumea, călătoriile erau doar o metodă de concediu. O la, nu știu, pe vară, sau de două ori pe an. Însă mai nou, călătoriile au devenit un mod de viață pentru mine, pentru că am descoperit, așa cum ați spus și dumneavoastră, beneficiile psihoemoționale ale acestora. Și chiar dacă uneori nu îmi reușește să ies măcar o dată pe lună în afara țării, o fac o dată la două, maxim trei luni și cu siguranță aceste beneficii le simțim la întoarcere, dar și în timpul activității propriu-zise. Și aici nu vorbesc despre cele călătorii în care mergem într-un hotel pe o perioadă mai lungă și uităm să facem ceva. Vorbim despre activitățile de coaching, activitățile de descoperire a locurilor noi și ceea ce experimentez este împreună cu alte grupuri de persoane, fie cupluri, fie femei, în care noi practicăm activități terapeutice. Când vorbesc activități terapeutice, aici este să îmbinăm coachingul și problemele cu care ne-am pornit în acea călătorie, pentru că uneori sună evadare, da, o rupere din contextul și rutina obișnuită și mergem în altă parte ca să ne vindecăm ca și la un psiholog. Însă, contextul nu este în a fi față în față cu o altă persoană, ci față în față cu mine și cu problemele mele într-un context nou. Și cu siguranță acesta are un impact foarte benefic din feedback-urile pe care le primesc după aceste călătorii și ne dorim din nou și din nou să experimentăm astfel de ocazie, astfel de experiențe. Deci să înțeleg că schimbarea locului ceea ce ați menționat aduce, face un impact sau aduce un impact asupra persoanelor care trec, eu știu, o, o astfel de formă de terapie. Că atunci când vorbim de terapie, vrei, nu vrei, dar stereotipic ne gândim, știți, se asociază cu, eu știu, cu inecții, cu experiențe neplăcute, pentru că cumva suna medicină, iar medicina fără senzații neplăcute, fără durere, nu-i medicină. Și iar aici e cu o terapie în care ai plăcere. Deci, eu știu, o vacanță, o vacanță continuă. Ce înseamnă, sau cum, cum, Aceaste, aceste vacanțe, aceste ieșiri, astfel de terapie influențează sau schimbă, are un impact asupra uh, minții, emoției, de ce nu și chiar și a corpului. Pentru sănătatea creierului, da, mental-emoțională, uh, creierul nostru are nevoie de stimuli noi. Hmm. Și tocmai acești noi stimuli. Și vorbesc la un spectru larg de percepții. da, Noi vedem locuri noi, simțim anumite lucruri, încercăm bucătării noi și iată tocmai acești stimuli noi ne face ca noi să ne trezim, să conștientizăm, să învățăm de ce nu în acel mediu atunci când mergem să descoperim o țară nouă, evident, noi devenim mai empatici, pentru că socializăm cu oamenii de acolo, vedem niște probleme din interior, vedem niște, nu știu, lucruri cu care se confruntă sau pe care le trăiesc oamenii din acea regiune și, cum ați spus, uneori, în acest proces de transformare pot fi și momente dureroase. Iată în călătorii, câți dintre noi nu am fost și nu am întâlnit provocări, fie că am mers cu mașina și s-a stricat pe drum, să zicem, sau momente de incoerență la biletele de avion. Ei bine, toate aceste provocări din traseu. Că pot fi variate. Ne stimulează, ne dezvoltă și ne ajută să fim mai creativi, să găsim soluții noi, să ne adaptăm la context nou. Iată cum am avut experiențele de a merge în mod repetat cu grupuri de femei. Atunci când noi aducem la oaltă femei din medii total diferite, cu experiențe diferite, cu gusturi diferite, și ele trebuie toate să se adapteze. La unul și același context, la una și aceeași situație. Ei bine atunci, cu siguranță creierul și tot sistemul nostru de valori cunoaște o îmbunătățire pentru că aceste noi situații le pune în, în cazul de a fi cei ce nu au fost fiind într-un mediu stabil, acasă, de exemplu, sau familie job sau de unde vin. Ei bine, călătoriile mai au și impactul de a ne stimula curiozitatea. Odată ce mergem într-un loc nou și vedem lucruri curioase, lucruri interesante, evident că este ca și pofta aceea care vine mâncând. Dacă nu am fi ieșit să vedem poate un peisaj interesant sau poate la un festival curios, nu am fi înțeles că ne place, că nu ne place sau că vrem să gustăm mai mult din aceste experiențe. Însă în momentul în care noi ieșim din zona noastră de confort, din găoacea noastră, beneficiile călătoriilor vin neașteptat și le simțim cu siguranță când ne întoarcem înapoi acasă cu impresii noi, cu senzații extraordinare, cu amintiri și evident că lucrul ăsta are o reflexie ulterioară și asupra mediului în care ne întoarcem. Ați vorbit despre călătorii departe, undeva, să mergi peste hotare. Mi se pare că alte dată le greu oamenilor să. Dacă vor senzații bune, știu, la vecini peste drum. Să guste, știu, culină, culinăria vecinilor. Sau investi, da, asta așa mai de buget, da? Să invite la ei, să schimbe, că vrei, nu vrei, știți, în, în Moldova, în mod special, este o vorbă, mi se pare mie, potrivită, cât e bordeie, atâta și Cu culinării. Așa. Și senzații deosebite. Înțeleg că și în trecut, chiar dacă călătoreau oamenii și mai departe, sigur că vedeau lucrurile, dar terapia, mi se pare, poți să o găsești și călătorind chiar și în localitatea unde ești tu, călătorind într un capăt în altul, dar cu toate acestea, suntem cumva într-o zonă anumită și uh, ar putea oare zona noastră? că noi ne uităm peste, știu, ocean sau peste, nu știu unde, peste un continent sau un capătul Eland să vedem noi China, știu, știu Thailandul sau nu știu care, țări interesante, exotice, da, este... Dar de ce nu să începem chiar și cu cele care sunt pe aici, pe în apropiere, care sunt mai mult, va cruța bugetul nostru. Deci, în spațiul nostru românesc, sunt cunoscute oare știu, destinații sau locații care ar fi spectaculoase? Știu, chiar pentru cei care vor, vor beneficia, că își vor cunoaște chiar și locul unde locuiesc, unde, unde trăiesc. Care sunt lucrurile preferate, dacă cunoașteți, și pe care ați putea să le recomandați? Sigur că da și iată aici este tocmai un paradox, se ascunde în ceea ce ați spus, că de multe ori oamenii locului nu își cunosc potențialul turistic al zonei. Uh, și ai, acum vreau să vorbesc despre Moldova în general, că avem locuri fabuloase și bune de vizitat. Uh, acum fac parte dintr-un club internațional de turism și ceea ce mi-am propus este să stimulez potențialul turistic al Republicii Moldova. Acum voi vorbi din experiența foarte recentă în care un grup de călători din România venind în Republica Moldova și-au rămas impresionați, frapați de ceea ce au văzut aici Cu toate că și România este o țară fabuloasă, nu vorbim, însă ceea ce avem nu este apreciat la justa valoare și tare mult îmi doresc ca mai întâi cei de pe loc noi moldovenii să înțelegem frumusețea și specificul exotic, să zic așa, nou, frumos al turismului moldovenesc. Uh, și aici vreau să aduc, dacă ați dorit să specific, uh, zonele naturale în primul rând, uh, zonele nemai călcate din regiunea Călărași, de exemplu, unde sunt codri, unde sunt... Uh, Diverse locații turistice, cum sunt Casa Mierii de exemplu, sunt traseile acestea, bisericești cu biserici foarte vechi. Dacă ar fi să mai aduc deja vestitul orheiul vechi și satele din prejur care au într-adevăr tradiții, au cultură, au zonele naturale. Hai să ne plimbăm un pic și pe la sud unde avem rezervația naturală Prutul de Jos, găsim o faună extraordinară de păsări rare care au rămas doar la sudul Moldovei, nu fere albi, zona care mai nou beneficiază de diverse finanțări și astfel se dezvoltă cu cabane, zone de înoptat într-o manieră foarte interesantă și exotică, pentru că sunt niște căsuțe așa din sticlă în care uh, poți să vezi da, cu priveliște către prut, către zonele acestea așa de baltă, cu păsări, cu flori, cu tot ce presupune aceasta. Uh, de asemenea poți să aduc cramele în discuție pentru că avem orașe subterane și sunt cele mai mari din Europa, un lucru care este foarte curios pentru toți străinii care vin la noi. Cum este posibil să existe un oraș subteran în care să circule într-adevăr cu mașina și totul să funcționeze, să fie intact? Dar aici cel mai mult și la final nu cele din urmă, aspectul natural al Moldovei, care este încă intact. Este ca și cum pentru mulți, ca și cum ai, ai călătorii în trecut, ca și cum ai merge acum 100 de ani. Sunt niște sate, Leordoaia, din Raiunul Călăraș, unde sunt acele case și specificul locuitorilor de parcă ar trăi în filmele acelea pe care le știm noi din trecut și lucrul ăsta este atât de curios pentru turiștii noi. Am observat că sigur că sunt locații frumoase și organizații, eu știu, excursii, turism și așa mai departe, dar ce are, eu știu, turismul cu terapie? Eu înțeleg, da, e diversitate, e frumos, e interesant, dar ce are cu, În ce constă terapia? pe care o exercitați, pe care o practicați, în mod special în grupuri, grupuri și de femei. Da, păi are o legătură directă. După cum spuneam, atunci când noi vrem să găsim rezolvarea unei probleme, a unei provocări pe care o avem și noi stăm în acel mediu care a adus problema, este mult, mult mai greu ca noi să găsim o soluție. În momentul în care noi am ieșit din acel mediu și călătorim, asta aduce o nouă stare psihoemoțională, suntem mai relaxați, suntem într-un mediu care nu ne stimulează creativitatea, după cum spuneam. Și în același timp, eu ca și specialist aplic Instrumente de coaching asupra grupului cu care călătorim. Spre exemplu, seara aducem diverse asocieri, să zicem, unui monument turistic pe care l-am văzut cu o situație provocatoare din viața noastră, și astfel, prin brainstorming, fiecare poate să-și asocieze problema cu ceva conex din călătoria dată. În felul acesta, creierul nu este. Pus în mod forțat să găsească soluții, ce automat soluțiile vin din interiorul fiecăruia. Și nu pot să vă explic cât de multe situații, adică pot să vă explic, <gângătă> după ce ne-am întors din călătorii, unde femeile au mers cu probleme de genul, nu știu ce să fac, să merg la același job sau să mă reprofilez, să-mi schimb locul de trai sau să rămân, să-mi mai iau un job sau nu, să dau copilul la grădiniță sau nu, adică Probleme aparent uzuale, însă provocatoare pentru acele femei. În momentul în care ne-am întors, deja fiecare are o soluție pentru problema lor, fără ca măcar să se fi pus în situația de a stoarce acea soluție. Lucrurile vin cumva natural, pentru că pe un fond psihologic stabil, de vibrație înaltă, în care creierul primește dopamină, este fericit, este entuziasmat de ceea ce vedem împrejur soluțiile vin mult mai ușor. Și iată acest tip de evadări turistice cu scop terapeutic și aici vorbesc despre călătorii de 2, 3, 5 maxim zile în care Orice persoană, acum nu vorbesc doar de femei, da? acest lucru poate fi practicat chiar și în cupluri, cu familia, de exemplu, în care se alege o destinație și în procesul descoperirii oamenii aceștia se apropie mai mult. Coeziunea din familie sau de grup crește pentru că văd mai nou și la companiei fac team buildings în călătorii. Deci se ia toată echipa, pe două, trei zile ei merg într-un loc nou, vizitează, fac activități, când se întorc toți sunt mult mai fericiți, coeziunea de grup crește, se descoperă dintr-o altă latură, se descoperă ei înșiși, pe dânșii, într-un context nou și cu siguranță acesta are un spectru larg de beneficii asupra fiecăruia care testează acest tip de călătorii. Evident că fiecare membru din grup ce participă la o astfel de activitate terapeutică, eu înțeleg orice grup și oamenii vin diferiți, cu diferite probleme, cu diferite temperamente, unii cu curiozitate, alții sceptici. Ce faceți pentru ca să creați mediul? și oferind securitatea, eu știu niște anumite procese, anumite activități prin care procesul terapeutic este aplicat pentru ei. În primul rând ca și organizator acestor tipuri de călătorii. Eu am un program fix, bine stabilit înainte de a mă porni deci mă informez în detaliu tot ce ține de acea călătorie. Văd unde trebuie să ajungem, eventual pot să caut și recenzii pe internet despre locurile respective, ce să evit, la ce să atrag atenția. Și astfel, atunci când mergem în acest loc, eu deja cunosc pe din afară multe aspecte, pentru că am avut astfel de situații în care fetele care erau cu mine spune, dar tu nu ești prima dată în acest loc, tu știi exact locul, da? știi specific cu acestei zone. Ei bine, mă informez foarte, foarte bine, inclusiv traseile, inclusiv unde trebuie să ajung, orele de acces și așa mai departe, ca să evităm maxim neplăcerile. Și asta sfătuiesc și pe toți cei care vor să facă de sine stător, stătător aceste activități, să se informeze, pentru că acum în era internetului este foarte facil acest proces, programat pe ori, evident că nu poate fi 100% pus în cuie, însă asta creează o zonă de siguranță și curge mult mai, mult mai smooth, așa, mult mai plăcut. Ați avut momente speciale în, eu știu, în călătorii sau eu sunt sigur că ați avut multe călătorii terapeutici dar ceva, pe fiecare probabil că rămâne așa ceva specific, individual. Poate ați avut ceva special, poate că eu știu uh, momente uh, atât plăcute cât și neplăcute sau chiar și surprize, că fără surprize viața e tristă. Da, pot să povestesc acum despre una dintre cele mai recente călătorii din Barcelona, unde am plănuit să avem trei zile în afara Barcelonii, undeva la malul mării și trei zile în Barcelona, în orașul propriu zis. Și iată, într-un moment de căutare pe booking a unui hotel, am pus denumirea orașului, însă diferența era doar de o literă ca după ce am luat taxiul să mergem o oră jumătate și noi nu înțelegeam de ce noi mergem atât de mult până la hotelul respectiv pentru că era destul de aproape acolo unde am văzut noi pe hartă să înțelegem că am ajuns la nordul Spaniei, la jumătate de oră de Franța unde era Lestarti deci noi am căutat orașul Lestarti care era undeva între zona naturală și Barcelona însă această literă L care vine din franceză, le starti, ne-a dus tocmai sus spre Franța. Când am descoperit, deci am găsit într-un final hotelul, toată lumea era fericită că este un hotel frumos, totul era în regulă. Când am descoperit pe hartă unde ne aflăm, deci ne-a fost mai întâi ne-am temut după care a fost, vă dați seama, un moment amuzant și ne-am bucurat până la urmă pentru că în mod voit nu avea să ajungem acolo. Ne-a dus o greșeală, o literă. Și iată, cam așa a fost experiența noastră, să ajungem pe Costa Brava, pe o zonă aproape de, de Riviera franceză, într-o zonă spectaculoasă, într-adevăr, dar hăt, departe de locul de unde am plecat. Deci, o singură literă. Unde, deci beneficiat și din greșelile care uh, sunt mai greu, dacă ar fi, știu, să greșiți cu o literă de țară la știți cum se spune că în Austria este o zonă specială pentru toți călătorii care și-au cumpărat bilete crezând că vor să ajungă în Australia? și ei de acolo sunt redirecționați către destinația lor finală. Așa că de al de noi eu cred că mai sunt mulți și iată s-a creat o zonă așa în, în aeroportul din Austria. Cei care vor în Australia... gheșeul stinga. Da, s-au gândit, na, ia uite, am găsit un bilet mai ieftin spre Australia, de fapt, era în Austria. Evident că călătoriile pentru mulți este un lux pentru că costurile, știu, biletele și alte lucruri, evident că uh, sunt uh, trebuie de dus cont și de acestea. Menționați atunci când creați o grupă, deci de oameni ce vor să aibă astfel de terapie, uh, menționați și prețul, eu știu, bugetul, care, unde, câte costă și până la urmă, care este finalul. Și uh, cel mai important, cum în aceste călătorii, Uh, creșteți reziliență emoțională, că cineva poate să vină și să plânge, altul știu, ah, de ce ne-am dus încolo, de ce acolo, greșele, numai asta se întâmplă. Cum creșteți reziliență emoțională în călătorii? Uh, acum, într-adevăr, mi s-au întâmplat astfel de situații și întotdeauna într-unul din grupuri trebuia să se găsească o persoană care să fie ceva mai rigidă, ceva mai neînțelegătoare, să zic așa. Uh, Ei bine, aceasta mult îmi exersează răbdarea, uh, diplomația, pentru că de multe ori Anumite situații pot uh, provoca stres, de exemplu. Eram într-o situație în care se terminase toate taxiurile, nu mai era absolut nicio soluție în care noi să ajungem înapoi la locul de cazare și am început să facem uh, autostopul, să zicem, hai poate ne ia o mașină de ocazie și așa mai departe. Atunci, dintre femei s-au trezit cu stări, da, mă tem, nu suntem într-o țară nouă, ce se poate întâmpla cu noi? Uh, și astfel de momente foarte mult mă, mă cresc pe mine personal, dar și pe persoanele care probabil nu au o experiență atât de, de variată în ale, cum să zic, spontanietății, uh, și ne ajută să înțelegem că uneori trebuie să fim flexibili și adaptabili la condițiile noi. Uh, cearta și exploziile emoționale nu sunt o soluție. De câte ori s-a ajuns la astfel de situații, evident că strică experiența tuturor. De aceea personal mă strădui ca să merg pe calea amiabilă, calea în care pe toată lumea adresez și hai că o să fie bine, hai că eu din experiența mea știu că noi o să rezolvăm și astfel pot să, să rezolv situația dată. De asemenea, aici ați menționat că de multe ori aceste, aceste călătorii pot fi costisitoare sau pot bate la buzunar Unii pot să zică, da Eugenia, tu ai bani, tu poți te duci în călătorii, dar eu nu am bani Pot să vă spun din experiență că nu investim bugete mari Și este posibil cu bugete mici să călătorim În primul rând, la avion nu ne luăm mult bagaj ne străduim să facem capsule de chiar și de haine și de produse, când luăm în recipiente mici, astfel încât să avem puțin bagaj. Indiferent de ce se poate întâmpla pe drum, nu avem grija valizelor și uh, cei ce ne împovărează în al doilea rând, căutăm prețuri rezonabile și, după cum am spus, eu fac parte dintr-un club internațional de turism, de călători, care mie mi oferă prețuri avantajoase, prețuri prietenoase și accesez platforma dată. Uh, și, eventual, prin platforma dată îmi rezerv și călătoriile ca cei care merg cu mine să beneficieze de un preț prietenos. Uh, pe lângă aceasta, atunci când noi facem rezervări din timp, întotdeauna acestea sunt mai mici decât la fața locului. Fie că luăm bilete pentru, de exemplu, în Dubai am fost pe iaht. Da? sună pompos, sună opulent te duci în Dubai pe iaht e bine pe noi ne-a costat foarte puțin pentru că am făcut o colună jumătate în avans locurile erau disponibile și în felul acesta am beneficiat de o experiență frumoasă la prețuri mici Uh, și nu este imposibil, pentru că dacă am contoriza unde se duc banii, de multe ori putem înțelege că noi putem cheltui pe lucruri nesemnificative, neaducătoare de valoare și de experiență noi, uh, decât dacă am pune câte puțin lună de lună pentru aceste vacanțe. Și cu siguranță este posibil, pentru că femei care au fost cu mine sunt mămici de mulți copii, sunt femei care au un job simplu să zicem, da? nu atât de bine plătit. Sunt persoane care probabil na, nu sunt din familiei de avuți. Și totuși este posibil, după cum spuneam. Se ajustează nevoile, putem să găsim localuri mai accesibile la preț atunci când mergem să mâncăm sau eventual să facem cumpărăturile dintr-un supermarket și să gătim atunci când ne permite la locul destinației sau la locul de cazare. Așa că cu puțină creativitate și cu dorință și entuziasm, aceste călătorii pot fi fabuloase chiar și la prețuri mici. Cum planificați o călătorie? În așa fel încât să fie benefic pentru emoție, deci stare emoțională și desigur că mentală. De ce duceți cont? Întâi de toate de anotimp. Deci dacă este vara, nu mergem într-o ă, destinație deja fierbinte sau unde se, duce, se duc toți turiștii, da? Dacă este primăvară-toamnă, mergem într-o destinație mai călduroasă pentru, că avea, pentru a avea acest contrast dintre ceea ce avem acasă și acolo unde mergem. Deci, cum am zis, întâi de toate de timp, în al doilea rând de zonă și de prețurile care ni le oferă în perioada respectivă. Putem să mergem extra sezon. Prețurile aduc un beneficiu emoțional, prețurile bune. Sigur că da, vă imaginați... Dacă pot să dau o sumă, acum am fost pe 5 zile în Dubai, la un hotel de 4 stele, cu 550 de euro, drumul, zborul, cu cazarea și cu mâncarea inclus, Adică chiar accesibil. Și cu siguranță cine merge se bucură. Iată eu am fost la o fracțiune de preț acolo. Pentru că eu stau de multe ori fiind pasionată de călătorii și practic aceasta din, din ce în ce mai des stau și chiar scrolez caut oferte, caut ceea ce ar fi mai accesibil și mai interesant și astfel creez pachetul turistic sau pachetul acesta de călătorie care să ne permită să avem și activități de coaching și terapie, să putem descoperi un oraș nou și în același timp să avem confortul prețului și a vremii de afară. Bine, deci planificarea duce, deci duce scont și de, știu, de, în primul rând, ați zis, ați menționat, de anotimp. Da, încă de ce duce scont? Yeah. <laughs> Vedeți că când faceți, eu știu, o planificare, o călătorie, un itinerariu, ar trebui să duceți cont și de terapia pe care, eu știu, vă aveți bine fixată, pentru că nu doar o simplu călătorie, nu doar o simplă, eu știu, doar un simplu beneficiu de la o călătorie frumoasă, dar înțeleg eu că duceți cont și de terapia, de momentele terapeutice, unde sigur că grupul sau persoanele care vi se alătură, în această terapie, vor beneficia. Exact la aceasta vroiam să ajung. Atunci când aleg un oraș, văd ce locuri, ce experiențe ar putea să facă conexiune cu instrumentele de coaching pe care vreau să le aplic în acea călătorie. De multe ori, deci, spre exemplu, luăm Londra, să zicem. Toată lumea știe London Bridge, da? Sau podul acela tipic londonez. E bine, podul este deasupra Tamisei, tam exact acea zonă desparte lumea veche de lumea nouă. Odată ce aducem grupul de călători pe acel pod și le cer o ce observăm aici? Deci pe stânga, pe dreapta avem un castel din 1600, pe dreapta sunt clădiri din sticlă ultramoderne și înțelegem cât de aproape sau cât de ușor conectată este trecutul cu prezentul și cu viitorul este de fapt la o fracțiune și acolo se trezesc multe idei, multe insight-uri în care ia fi atent. Într-adevăr, aici este multă piatră, istorie, aici este prezentul și cu ceea ce oferă lumea modernă. Sau fiecare îi interpretează în funcție de interiorul lui. Spre exemplu, Dubai. Unde am fost? De asemenea, acolo este zona bogată, frumoasă, luminoasă, și zona veche zona unde stau locuitorii sau lucrătorii mai bine zis. O zonă mai învechită, mai ponosită și putem vedea contrastul dintre aceste două lumi, că de fapt la oaltă stau și cei cu foarte mulți bani și cei care, într-adevăr, primesc doar crema vieții acesteia și cei care de fapt fac lucruri de subsol și îi ajută pe ăștia să trăiască bine. Iarăși, din toate aceste situații se nasc insight-uri și atunci când revenim, noi revenim cu o altă perspectivă asupra vieții și de cele mai multe ori apreciem ceea ce avem pentru că ne întoarcem și ne uităm la casa care ne părea banală, ne părea urâtă, ne părea nu știu cum, acum o apreciem și o vedem cu alți ochi. Pentru că alții o duc mai rău. Sau de ce nu avem atât de multe și nu știm să apreciem până când nu ieșim de acolo. Și când ne întoarcem, ni se pare că e rai pe pământ. Nimic nu e atât de bine cât acasă. Exact. E bine. Deci, evadezi într-o călătorie, și e o fel de terapie în care tu începi să îndrăgești locul tău, unde de fapt te simți tu stăpân și ești, ac ești acasă. Cu siguranță așa este. Apreciezi acasă. Știți, din experiența pe care o aveți în legătură cu astfel de terapie, ați putea să ne spuneți dacă ați observat schimbările în persoană eu știu, anumite lucruri pe care le-ați văzut, știți, uite, uite este momentul adevărului. Pentru asta s-a meritat investițiile ce privește în terapie. Dar, în momentul terapeutic. Ați observat schimbările în oameni, în personalități. Poate a mers într-un fel și a venit altfel sau chiar în perioada activității a fost un moment așa, wow, și momentul adevărului. Da, am observat și nu o singură dată. După aceasta vin persoanele cu feedback-uri în care spun, uite, anume această călătorie m-a ajutat să fiu mai îndrăzneață în a-mi asuma anumite decizii. Anume, în această călătorie eu am înțeles cât de multe pot să fac și vreau să fac sau doar după această experiență am putut să înțeleg că, de fapt, situația mea nu era atât de rea precum mi se părea mie. Nu o singură dată mi s-a întâmplat ca persoanele, într-adevăr, să fie la 180 de grade schimbate cu privire la anumite aspecte, da, ca să nu generalizăm, în care își pot asuma și pot deveni chiar mai îndrăznețe, mai în așa atinge scopuri noi. Vin cu un suflu nou față de viață, cu obiective și lucrul ăsta mă bucură enorm pentru că într-adevăr noi putem investi într-o terapie simplă și este ok să o facem, însă atunci când investim într-o terapie care ne mai și îmbogățește mental, cultural, cu siguranță valoarea este triplă și se merită. Hmm, sună bine. Știți de parcă... Vă căutați clienți. Eu clienți am și vreau să vă spun că grupurile de clienți se adună doar atunci, adică doar în urma unei povești de pe rețele, da? Acea istorie care stă doar 24 de ore. Anunț doar că se anunță următorul retrit. Cine este dornic? Atât. Deci nu fac reclame pentru că uh, sunt deja foarte recomandată în acest domeniu și fără lipsă de modestie. Ce ați recomanda celor care, eu știu, încă n-au avut astfel de experiență? Evident că călătorii, vacanțe, fiecare dintre noi avem. Dar iată un fel de retrit despre care vorbiți, o călătorie terapeutică. Ce sfat ați fi dat? Înainte ca. Cineva să se decide pentru o astfel de experiență? Mai întâi de toate, eu sugerez tuturor să încerce, și pot să o facă cu pași mici, în a explora întâi de toate locurile, regiunile locale da? pot să se retragă pentru una, două nopți în una din pensiuni, de exemplu. Sau pot să organizeze, să zicem așa, mini tabere de câteva zile în care se rup de context și ei uh, creează o experiență cu o tematică anumită, pot fi în grupuri de 3, 5 și mai multe persoane. Uh, dacă prin mai mult curaj și vor să o facă într-un mediu exterior, cu siguranță este binevenit și lucrul ăsta, pentru că, uh, cum am zis, ne îmbogățește. Dar pentru a prinde curaj, facem pași mici și tot înainte. Ce-ați ce spune persoanei care zice, știți, da, cei care călătoresc departe, da, dar eu nu prea îmi plac călătoriile. Ce-ați spune astfel de persoane? Deci, uh, cu ce mai, întâi, mai întâi aș întreba-o ce anume nu-i place legat de călătorii. Da, Pentru că uh, unor oameni. Probabil că stresul, schimbarea mediului sau, eu știu, anumite lucruri care pot să-i aducă un disconfort. Uh, disconfortul este, de fapt, până a ieși pe poartă. După aceea nu mai este disconfort, pentru Bine. că odată ce tu ai plănuit cap coadă acea experiență, odată ce ai totul deja împachetat, este ca și o aventură pe care ți-o asumi și pe care o trăiești. Deci acest clic mental se întâmplă doar la început. Cineva dintre prietenii mei, prietenele mele spuneau că îmi place să călătoresc, totul este extraordinar. Ce nu-mi place când vin acasă și trebuie să despachetez? Uneori se întâmplă că stă câte o săptămână valiza nedespachetată pentru că procrastinează să o facă, da? Da, sunt aspecte. Spre exemplu, mie personal nu-mi plac orile care trebuie să aștept în aeroport, dar și acelea aduc anumite avantaje. Deci nu putem să romantizăm că este totul ca pe unt. Pentru că, cum am zis, se întâmplă situații neprevăzute, nu știu cineva are rău de mare, cineva are nu știu ce. Dar sunt lucruri care ne îmbogățesc și aceste situații neprevăzute nu fac altceva decât să ne exerseze abilitatea noastră de a găsi soluții la probleme nemai întâlnite. Și de ce să nu profit într-un mediu nou, relaxant, într-un mediu de vacanță? Este doar teama de a ieși din zona de confort. Nu că călătoriile nu ar fi potrivite sau călătoriile ar avea un impact negativ. Știți, Sanz, vă pun acum o întrebare provocatoare. Vă rog. Care e diferența dintre o vacanță, că cine poate să zică, știi, îmi fac eu singur valizele, îmi plătesc eu, îmi rezervez, îmi fac un fel de internerare și eu, o aventură bună, rea, e altă treabă, Uh, și uh, atât, voi beneficia. Uh, care e diferența dintre o vacanță pe care omul poate singur să-și o programeze sau un grup de oameni care sunt rude, eu știu, familie, un cuplu, de uh, ceea ce dumneavoastră vă prezenta sau de ceea ce dumneavoastră puteți oferiți, mă refer acum, uh, călătoriei terapeutică. Care e diferența dintre acestea? foarte simplu, este vorba despre un program pe care noi nu l-avem într o vacanță tipică cu familia. Un program în care este un fir roșu cap coadă și prin care persoanele care mă însoțesc trec într un soi de transformare. După cum am zis, locul îl aleg în funcție de exercițiile pe care le pot aplica. Și aceasta poate veni doar din partea unui specialist care deține aceste instrumente. Evident că putem face aceste călătorii doar cu familia într-o manieră relaxantă, ceea ce este absolut ok și să o facem cât mai des cu familia, însă diferența este scopul pentru care facem aceste călătorii. Uh, scopul nu este net de relaxare, ci de transformare, de dezvoltare și de găsirea de soluții cât mai potrivite la provocările cu care ne-am pornit în această călătorie. Se poate de spus că este cumva un stres pentru cei care merg prin terapie? Uh, pentru unele persoane a fost și stres pentru că știți, uneori s-a întâmplat ca persoanele să stea față în față cu o oglindă, să înțeleagă lucruri pe care nu le conștientizau până la acea călătorie. Să înțeleagă propriile probleme sau propriile preconcepții greșite pe care le aveau până atunci. Însă, ca și bisturiul în mâna unui chirurg, acestea au scop de a vindeca, de a curăța de cei ce este rău. Și acest stres până la urmă este benefic în final. Hmm? Interesant, sigur că și călătoriile și do, cei care beneficiază de acestea, dar când vorbim despre cupluri, deci neapărat mai maturi sau sunt și copii în uh, terapie? Uh, fără copii fără copii deocamdată, pentru că, deși se poate de organizat în multiple moduri. Ceea ce am făcut ultima dată în Milano a fost o terapie de cupluri doar soț-soție și a fost atât de interesant pentru că am avut și călătorie am avut și terapie, seara am stat până târziu. A fost momentul acela când femeile se relaxau și soții și au asumat rolul de bucătari și au servit. Adică cumva este o răsturnare de situație în acest cadru turistic, să zic așa, în care cuplurile se redescoperă, se reapropie unul de altul și aceste senzații Extraordinare, pentru că, într-adevăr, fiecare călătorie ne lasă cu anumite impresii uh, fabuloase și frumoase. Uh, duc ca să înaripeze, să împrospăteze relația celor doi. De la ce? Sau ce ați fi spus celor care n-au avut astfel de experiență, și de la ce se înceapă? Cum i-ați încurajat? Adică, cu alte cuvinte, dacă ați fi avut ocazie să vă adresați către multe lume care are nevoie de astfel de terapie, poate nici nu conștientizează că o are nevoie, doar după ce a trecut, după ce a fost, a zis, uite, exact avem nevoie de aceasta. Ce ați fi spus sau care este sfatul? Ce, de la ce se înceapă? Cum să perceapă? chiar și o invitație sau chiar și o terapie, mă rog, poate cu o informație care a venit și acum va trebui să ia decide. Trece cu vedere sau totuși să beneficieze. Da, pot să înceapă de la o simplă, simplă plimbare prin munți, prin pădure, pe dealuri, să înțeleagă, da, asta? poate fi o jumătate de zi, să înțeleagă când se întoarce, cât încărcătură emoțională a primit. Și iată, bazând pe această mică experiență, pot să nu mă mai creadă pe cuvânt, ci să își dorească să extindă acest tip de experiență la alte zone, la alte țări, pe un termen mai lung. Cu siguranță petrecutul trecutul timpului în natură are un impact major în înlăturarea efectelor anxietății, depresiei și Aici aș sugera să aleagă locuri cu multă natură. Poate nu neapărat niște metropole mega gălăgioase și cu stimuli foarte mulți. O zonă mai liniștită, o zonă mai retrasă. Să meargă cu oamenii care le fac bine sufletului. Să aleagă un program pe care, evident, fiecare și-l poate crea, în care să facă lucrurile plăcute lor fie că este vorba, să zicem, să se retragă, iată așa, la o cabană în care să facă focul la cămin, într-un cămin, să servească un ceai, să asculte păsările dimineața. Deci toate aceste, acești factori au un impact pozitiv și îmbunătățitor asupra lor. Au fost persoane care au solicitat terapie repetată de felul acesta? Da, au fost nu și cumva aveți un grup de am, am un grup de persoane care au mers, cred că, în minim trei călătorii deja pe care le-am făcut. Și chiar îmi spun, când te mai duci, anunță-ne, că mergem Și aici este riscul, da cu paranteza de regoare, fiți atenți că dă dependență dependență. Dependență, da. Adică După cum toate am de au... devine ca un stil de viață și tot observ această tendință în rândul tinerilor, dorința de a lucra la distanță și a călători. Un fel de lucrător nomad. Băieții din IT, de exemplu, sau persoanele care fac marketing sau alte domenii în care se pot implica remote de la distanță, aleg acest stil de viață în care poate fi pe o perioadă într-un loc, o altă perioadă într-un alt loc și evident că asta ne îmbogățește fără să ne dăm seama. Pentru că acești bani investiți se întorc eventual în, în capul și în emoțiile noastre. Deci există și terapii ca stil de viață. Da, pentru că simți acel stimul, acea, acel chef și bucurie de viață constant. Hmm? V-ați mai gândit și la alt fel de terapie, eu știu, de călătorie? Bine, eu înțeleg că undeva călătorie peste o hotare, ceea ce au povestit, este și sunt și destinații aici locale și în spațiul nostru românesc care cu adevărat aici ce să vezi și este foarte frumos din punctul acesta de vedere, însă oamenii care deja au trecut și care solicită din nou, cei care vă aduc ei alții, alte cunoștințe și vă aduc ei deja, înțeleg eu, și noi clienți. Așa și când, când formați grupe, cât de mari sunt grupele acestea? De la 5, maxim 8 persoane. Deci pentru că nu atunci sunt mari pentru că este nevoie de un control. Este de... mai greu de gestionat într-adevăr, după cum am zis, noi suntem persoane din diverse medii, cu diverse pofte și obiceiuri. În momentul în care sunt prea mulți, da, devine prea pestriț acest grup, este mai greu de gestionat. Și pentru a păstra linia terapeutică, pentru ca fiecare instrument să fie simțit individual de participanții la aceste călătorii, grupul este necesar să nu fie prea mare. Și astfel coeziunea este mai, mai profundă, mai apropiată. Pe parcursul, eu știu, călătoriei sau terapiei, să simt ei un fel de echipă, de o singură barcă sau o echipă? Da, da, de cele mai multe, da. Doar o singură dată s-a întâmplat ca grupul meu să se dividă pentru că s-au asociat persoane cu gusturi diferite. Și este ok până la urmă. Asta nu a dus la uh, perturbarea efectului terapeutic, uh, însă a mers un pic nu după cele plănuite, ca în final toată lumea totuși să fie fericită. De aceea nu ținem mărțiși să facem anumite lucruri așa ca la școală. Evident că pe parcurs suntem maleabili și putem să um, ne ajustăm traseul în funcție de ceea ce se cere la fața locului. Ați întâlnit persoane care, eu știu, v-au zis, v-au reproșat sau și-au zis, știți, nu e ceea ce am așteptat. Um, da, dar <laughs> într-un sens, într sens pozitiv, pentru că uh, atunci când mergem în aceste călătorii, mergem foarte mult pe jos. Și seara uh, calculează pașii făcuți și spun, iată, astăzi am făcut 20 de kilometri pe jos. Uh, atunci când luăm un transport, noi riscăm să, să ne scape anumite itinerarii. Însă în momentul în care îl fac gândit așa de acasă pe locuri, este mai intens și într-o zi simți că ai trăit o săptămână. Și iată seara când ajungem, de cele mai multe ori persoanele spun Vai, mă simt parcă am fost pedepsită <gângătă> să merg atât de mult Dar într-un sens pozitiv Sau cineva spune, cred că după vacanța asta o să-mi schimb încălțămintea Nu o să mai reziste până la final Și acest mers pe jos, apropo, este tot foarte benefic pentru că ne testează rezistența Unii dintre noi nici măcar nu suntem conștienți Cât de mult sau cât de rezistenți suntem deci descoperiți pe parcursul acestei terapii. Mulțumim mult pentru că ați fost împreună cu noi, subiectul de astăzi a fost interesant, călătoriile, mă bucur, aș zice eu că este gustos și captivant pentru toți cei care ar fi dorit să aibă o terapie de felul acesta. Da, costă, dar înțeleg eu din ceea ce ați prezentat, nu atât de mult dacă este planificat și din timp este programat orice călătorie. Așa este. Da, sunt și surprize, fără, fără acestea nu de culoare viața, dar cu toate acestea înțeleg că e o practică interesantă pentru cei care beneficiază de ea. Vă dorim succese! Vă mulțumesc tare Știți, vă dorim ca să nu vă plictisiți de călătorii. E exclus acest lucru. Deci, plictiseala, sigur, nu face parte Înțeleg, din acest proces. Pentru că dumneavoastră mergeți în diferite de, de, destinații, și mereu schimbați itinerariul ca să va fie și dumneavoastră interesant. Exact, aveți dreptate, da, așa. Mm -hmm. fac. Nu, nu mergeți doar de două ori pe același traseu. Maxim de două ori. Maxim de două ori. E interesant și lucrul acesta. Evident că e experiență nouă și e o practică nouă. Practic în ceea ce am auzit în cazul, știu, domeniilor de terapie unde se prezinte o astfel de interes pentru, pentru public. Vă dorim succese! Vă mulțumesc! Călătorile ne aduc mai aproape de noi înșine și de ceilalți, oferindu-ne ocazia de a ne redescoperi. Sigur că putem să fim foarte mulțumitori celor care se îngrijesc de aceasta. Dar, dragii noștri, nu uitați fiecare călătorie este o oportunitate de a învăța, de a crește și de a regăsi echilibrul. Nou ne rămâne doar să vă zicem la revedere până data viitoare și călătoriți cu inima deschisă!